discuții între Constantina și Raimond. Tu ai plecat, așa? Ai crezut că ai lăsat floricele, că încolo două zile nu și-au vorbit, dar urât de tot. De ce? Pentru că le-ai dat acel exercițiu în care ei să-și aleagă alți parteneri decât cei din cuplu, să vadă dacă au încredere. Constantina a spus, am avut încredere mai mare în Laurențiu decât aș fi avut în Raimond. Cumva... Raimond s-a supărat foarte tare și nu și-au vorbit două zile. I-am luat cumva prin surprindere și cred că asta a fost marea problemă, că ei nu au fost pregătiți pentru acel exercițiu. Știi? Și până la urmă, la un exercițiu pe care noi lucrăm aici, apar și lucruri inconștiente. Fără, nu pot controla treaba asta. Ei nu știu ce vizează exercițiul respectiv. Care e rezultatul? Și automat inconștientul lucrează. Dar eu te întreb așa, e normal să se fi supărat Raimond când iubita lui a spus am avut mai multă încredere în Laurențiu? Ea a și argumentat. Vă rog, vorbiți voi. Constantina, la ce te-ai gândit tu când ai spus că am avut mai multă încredere în Laurențiu? Ca să înțeleagă și Anca. Pentru că există sunt două relații total diferite. Între mine, Laurențiu, e relație de prietenie. Este normal să am încredere că mă respectă. Aha, dar iubitul tău nu te respectă? Ba da, dar el, la el... Nu, cred că e vorba despre cenzură. Între Laurențiu și Constantina era vorba de acea cenzură. Dom'le, trebuie să te porți corespunzător, nu... Da. Adică nu-și permite Laurențiu să facă anumite glume, cum și-ar putea permite, de exemplu, da, iubitul ei. Da, în schimb, ei fiind mai apropiați, era posibil la un moment dat Raimund să-i facă o glumă și să-i facă o surpriză. Nu s-a întâmplat treaba asta. Acum am și lovit aici între mine. Anca, a exagerat Raimond că a luat sensul celălalt negativ sau Constantina a spus tot ceea ce a gândit și avea motive să aibă mai mare încredere în Laurențiu? Cred că a reacționat, a fost așa, pe viteză, mult prea repede a reacționat. Data viitoare, mai încet. Cine, Raimond? Nu cu viteză, mai încet. Cine, așa. Raimond sau Constantina? Raimond. Deci Raimond. Adică Raimond nu trebuia să interpreteze în sensul ăsta. Nu așa, da, nu așa direct. El și... știe că am încredere în el. Important este să comunice. Probabil pentru că m-am supărat. El a vrut să se supere și el și... Acum, faptul că ea nu i-a arătat desenul lui. Ea are o mare problemă că Raimond spune nu există intimitate într-un cuplu. Ea spune, ba da, este intimitatea mea, desenul meu, mintea mea. El spune, sunt iubitul tău, trebuie să văd. Cine are dreptate? Păi nu știu dacă dreptate are unul sau celălalt. Cred că este vorba de nevoi. Ea are probabil o nevoie mai mare să de spațiu personal, de spațiul ei personal, dar intim, ea cu ea. Trăirea ei a spus și, să deseneze ceea ce o reprezintă și pe mine. De-aia mă interesa, că dacă o punea să deseneze un copac, mă interesa cum arată copacul. Și Raimond e foarte curios. El vrea cumva să-i depășească limita asta a spațiului. Adică ar fi trebuit să-i lase un spațiu doar al ei? Da, ea probabil că are nevoie de un spațiu mai mare. Deci până acum Raimond văd că 2-0, nu știu cum să zic. Că 0 la 2, știi? Nu știu cum să zic. Eu văd altul. Cum vezi Raimond asta? Eu văd că dacă ea ce și-a scris acolo, ce a desenat, pe mine nu mă interesa, că eram eu curios să văd de exact. Păi să-i nu, văd starea ei, să văd ce o reprezintă, ce desenează. Că am spus și în emisiune, dacă desena 6-6-6 și dragi pe acolo, clar aveam o părere mișto. Negativă. Păi bineînțeles. A. Și vreau să văd care... Da, să o cunosc până ce faceți dumneavoastră. Da, asta o întreb. Uite, vreau să văd desenul. Ești de părere cu chestia asta? Și dacă zice nu, nu e. Ce? Dacă nu vrea să-ți arate desenul, dacă nu vrea să-ți-l arate... Păi nu, că ea nu vrea să-mi arate, că era rușine de prostiile care desenează. Și am spus ei că pe mie nu trebuie să-i fie rușine de mine pentru ce desenează ea. Putea să deseneze orice și un bețișor de urechi. Da, dar era alegerea ei. E alegerea ei, da. E alegerea ei că e rușine. Asta mă deranjează, că e rușine să-mi arate. Nu că nu vrea ea, care are nevoie de intimitate, că e rușine de ce o să cred eu despre ea. Asta e problema. Nu că vrea ea intimitate. Păi. Poate că aveți mai mult timp să vă cunoașteți mai bine. Și asta am încercat să explic, că să fie rușine. Apropo de asta de cunoscut mai bine, nu mai avem noi timp astăzi, am și o întrebare. De ce n-ați vrut să spuneți fiecare despre celălalt în ce animal îl vedeți? În ce... Adică dacă s-a identificat bine sau dacă ar fi putut să fie caracterizat mai bine de un alt animal. La fel cum n-ați vrut să se vadă desenele voastre de către ceilalți. De ce nu vă deschideți? Ca să avem, într-adevăr, să fie așa un fel de... Nu știu, să ne cunoaștem cu toții. De ce nu vreți să participați? Nu e adevărat. Cum să spuneți adevărat. Că sunteți în... Doamna Mirela, eu i-am spus, doamne psiholog. Mai bine să... De asta există, Traian, exercițiile astea și psihologie în lumea. Ca să se întâmple asta, nu ca să spună că sunteți nebun. Doar eu cu psihologul. Doamna... Nu.